pornim de la o constatare simplă. Și anume că majoritatea obiectelor fizice se transformă mult mai încet și au o durată de existență mult mai lungă. N-aș spune viață, pentru că noi identificăm viața cu conștiința de sine, cu această percepție de sine. Undeva la mijlocul regnului animal, omul se află ca lungimea vieții în partea superioară. Omul trăiește undeva între omul modern, între 70 și 100 de ani. Da? Media, speranța de viață a crescut. Însă sunt creaturi care trăiesc mult mai mult. Ciorile, țestoasele, papagalii, destul de multe specii. Însă întrebarea este la ce ne folosește. La ce ne folosește această existență și mai ales cum este percepția noastră în raport cu lucrurile. Mă uitam că lucrurile, casele, străzile, copacile sunt cu 300 de ani. Toate acestea ne supraviețuiesc existenței noastre fizice. Cu siguranță, cu certitudine. Casa pe lângă care trec o să existe și peste 100 de ani, sau locul acela. Are șanse mari să existe și peste următoarea 100 de ani. Lumea, chiar dacă a început să se schimbe, nu se schimbă totuși atât de repede. Exact cum spunea Eminescu, toți actorii aceeași scenă. Și dacă mai punem în balanță și faptul că de fapt nu sunt alți actori, ci sunt aceiași actori cu alte măști, cu alte roluri, ne întregim o imagine în care înțelegem de ce atunci când punem piciorul pentru prima dată în această viață, într-un oraș sau într-un loc, avem acea senzație de familiaritate, care nu este dată nici de filme, nici de... Și aceeași familiaritate o avem și când întâlnim oameni pe care nu i-am mai cunoscut niciodată în existența asta. Da? Chiar urmăream lunile trecute, când încă nu se terminase pandemia, un video cu un rabin, unul dintre acei rabini tradiționali religioși, care spunea că este imposibil ca un om să învețe toate lecțiile pentru atingerea desăvârșirii spirituale într-o singură viață. Și că din această cauză trebuie să ne întoarcem mereu și mereu. Iudaismul nu prea vorbește despre ce se întâmplă după moarte, la fel cum nu vorbește nici despre reîncarnare. Și de asta opinia respectivă m-a surprins. Însă căutând pe internet să văd care este opinia rabinică pe tema reîncarnării, am fost surprins să constat că reîncarnarea este o doctrină destul de răspândită ca opinie în rândurile clericilor, nici nu știu cum să le spun acestor rabini. În fine, adică nu știu pe ce se bazează, ce scriere au care vorbesc despre chestia asta, de ce n-au fost preluate de creștinism, e problema altora. Dar mă refer la strict la contextul ăsta, scena lumii, da? Acest glob pământesc, acest boț de humă, cum îi spunea poetul, da? Care are vechimea pe care o are, da? Îmbătrânit în rele sau în bune, reînnoindu-se constant, în mod miraculos, prin această ciclicitate a naturii, și noi care venim pe această lume purtați de dorințe, agățați de lumea asta datorită nevoilor, aspirațiilor, poftelor, agățărilor pe care le avem de diverse lucruri.
începând cu cele mai banale până la cele mai extraordinare. Și dau seama că oamenii în general nu privesc din această perspectivă lumea. Fiecare are niște ferestre înguste pe care privește, prin care privește realitatea și foarte puțini sunt cei care au o perspectivă de ansamblu. Eu am avut de foarte multe ori un sentiment rece al existenței, al lumii, un sentiment al indiferenței complete, al unei neutralități asurzitoare, inumane a naturii în raport cu existența noastră omenească. În momentul în care rămâi singur pe un câmp în natură sau într-o pădure, în care nu mai percepi altceva, nu percepi niciun semn de civilizație, realizezi cât de grandioasă, cât de nemiloasă și cât de indiferentă este natura referitor la om, referitor la existența lui, referitor la absolut orice aspect care ar putea să... Adică noi ne credem buricul universului, buricul târgului, faptul că suntem ființe raționale care am inventat, am transformat fața acestei lumi, că inventăm drăcării și facem tot felul de experimente și avem mințile astea iscoditoare. Dar cu toate astea, în fața măreției naturii, asta nu înseamnă nimic. Asta nu înseamnă absolut nimic. Și mai ales, nu atât din perspectiva ceea ce putem noi să facem naturii, da? Cât de uriașe pot fi exploziile care pot ciupi pentru o clipă fața naturii. Pentru că folosim tot materialul pe care ea ni-l oferă. Problema este faptul că la nivelul unei scale temporale a cărei dimensiune nici măcar nu putem cuprinde, da, din punct de vedere științific, existența noastră este mult prea scurtă, experiența noastră este mult prea scurtă și concluziile pe care le tragem sunt de asemenea la fel de limitate precum această percepție de o clipă pe care o avem în acești termeni cosmici sau geologici, cum vreți să-i spuneți. Depinde la ce vă raportați. Și dacă ne raportăm doar la Pământ, este evident că chiar și aici avem o problemă. Adică când îi auzi pe oamenii de știință care vorbesc de mezozoic, paleozoic, de epoci, de milioane de ani în urmă, milioane, da? Milioane de ani înseamnă miliarde de generații care n-au existat. Înseamnă poate nenumărate cicluri ale naturii, nenumărate umanități care au apărut și s-au stins din diverse motive. Înseamnă descoperiri și căderi în uitare, înseamnă iubiri, fapte eroice, tragedii care au fulgurat pentru o clipă în conștiința mai mică sau mai mare a umanității sau a ceea ce însemna ea atunci sau a unei comunități, a unei colectivi, sau poate a unui singur individ. Și apoi au dispărut, au căzut în uitarea aceasta, în acest neant indiferent al spațiului, al unei naturi care își repetă ciclicitățile exact ca un mecanism perfect, bine uns, care nu are niciun fel de subiectivitate în parcursul său. Și antiteza asta, această poziționare a omului în subiectivitatea lui, în timpul lui, extrem de limitat în trecerea prin această lume, în raport cu această existență extraordinară, cosmică a lumii, asta da perspectivă. Dacă reușim să privim astfel existența din această perspectivă, atunci înțelegem cu adevărat că singurul lucru care contează, singurul lucru care ne face egali cu infinitul este faptul că putem măcar conceptual să percepem, să cuprindem acest abis, această prăpastie care ne desparte de infinit. Din starea noastră limitată, temporală, trecătoare, da? Cum este ca noi niște gâze de o clipă să putem arunca un ochi asupra infinitului, să-i
Să apreciem măreția. Este suficient. Este suficient. Asta este percepția. Și genul acesta de minte îndreptată către infinit, îndreptată către necuprins, omul vechi, omul istoric o trăia în momentul în care rămânea cu ochii ațintiți către cer, către spațiu. De asta foarte multe practici străvechi, unele despre care se spune chiar că au 10.000 de ani vechime, adică nu sunt din acest ciclu al umanității, cum sunt învățăturile Dzogchen, cele din Dzogchen Beon, au acea perspectivă de sky gazing. Sky gazing, adică fixarea minții către cer, te duce până la urmă la concluzia că natura noastră este inseparabilă de cea a spațiului. Că în realitate toate gândurile, toate emoțiile, toate percepțiile, toate evenimentele noastre de viață sunt, și chiar identitatea noastră, sunt doar niște apariții de o clipă pe acest cer infinit, neschimbat, netulburat al spațiului. Da? Și în momentul în care contemplăm această imensitate, acest abis al neschimbător al realității, putem avea pentru o clipă măcar, dacă reușim să ridicăm capul, să privim cerul, din toată această viermuială în care ne ducem, dezbatem existența, putem avea măcar pentru o clipă, dar o clipă suficientă pentru a ne elibera, să avem conștiința aceasta a identității cu această natură netulburată a spațiului. Oamenii și-au construit zei din foarte multe motive. În primul rând, datorită unor dorințe de ale lor. Dorința de a personifica forțele naturii, de a le domoli, de a le controla. Dorința de a îmblânzi necunoscutul, dorința de a... Dar toate au fost dorințe. Dorința de a obține beneficii, avantaje, dar toate au fost în această relație directă cu persoana lor, cu individualitatea. Însă acest gen de spiritualitate în care nu există de fapt nimic mistic, nimic sacru, nimic ascuns, totul este la vedere. În momentul în care lași mintea să ți se topească în fața imensității spațiului și ai acea secundă de înțelegere a realității din această perspectivă netulburată a infinitului, fundalului pe care se desfășoară jocul creației, aceste ciclicități nesfârșite, în acel moment ai o șansă să cunoști realitatea așa cum este ea. De asta eu m-am mut și în aceeași timp privesc cu seriozitate acele mesaje pe care le mai vezi pe colo, privește cerul. Ați observat că în oraș mai sunt stensiluri din astea, da, mâzgăleli, grafitiuri, în care cineva scrie privește cerul. Genul ăsta de grafitiuri, da, au acest rol. De a-i da omului șansa să privească în sus, să aibă percepția aceasta a infinității, a realității primordiale. Cerul este atât de la îndemână, atât de grăitor, atât de evident în naturalețea și simplitatea lui, în această perfecțiune netulburată. El reprezintă, de fapt, sursa oricărei religii. Nu soarele, obiectele
sunt stelele, lucrurile astea de amănunt. Astea sunt chestiuni care n-au nicio legătură cu spiritualitatea aceasta transcendentă. Da? Toate țintesc către dorințe. Zeii Egiptului erau pentru a acoperi nevoia oamenilor de hrană, de a ridica practic umanitatea la un grad de confort. Da? Toate poveștile aia cu revărsările Nilului, cu frumusețea aceasta a creșterii și descreșterii, a ciclurilor, toate astea sunt doar cu privire la existența aceasta lumească. Aș împărți spiritualitatea veche în două categorii. Cea care vizează sufletul, existența după moarte, dar în tot cazul individualitatea, da? Și cea în care te întorci la adevărata ta origine, cea care te duce în propria ta natură. Iar povestea asta este una foarte interesantă, pentru că sunt atât de puține religiile care tind către unitate, către transcendență, către unicitate. Da? Și cred că cea mai simplă formă de adorație a infinitului din noi este să privești cerul. Sincer. Deci eu cel mai trainic și cel mai profund sentiment religios care cuprinde în sine propria nimicnicie, inexistența de sine a tuturor lucrurilor, vremelnicia, absolut tot, le-am perceput în momentul în care eram la țară sau în alte conjuncturi în natură, privind cerul. Privind cerul cu orele, seara pe deal, cu întins pe spate, relaxat, fără să mă focalizez pe nimic, prezent față în față cu necuprinsul, cu nemărginirea, fără niciun reper, fără niciun fel de gând. În acel moment în care inclusiv persoana care contemplă se dizolvă, absentează, ăla este cea mai înaltă formă de spiritualitate pe care o poate trăi omul, părerea mea.